Bun venit la a șaptea zi a studiului despre trezire și evangelizare. Astăzi vreau să-ți vorbesc despre rolul ucenicizării în trezire și rolul ei în evangelizare. Aceasta e una din principalele cauze pentru care nu avem trezire. Mulți oameni mă întreabă: Sami, mă rog pentru trezire și vreau să văd că Dumnezeu o trimite. De ce nu vine trezirea? Tânjim după ea! Vreau să te întreb ceva. De ce ar turna Dumnezeu Duhul Său peste un loc neprimitor? Chiar Domnul Iisus a vorbit odată despre această problemă. El a spus că nu poți turna vin nou în burdufuri vechi, pentru că burdufurile vechi se sparg și se pierde vinul. Când Dumnezeu toarnă vinul Duhului Sfânt, trebuie să fie un burduf care să poată să-l țină. Cu alte cuvinte, dacă oamenii vin la Hristos și dacă vom vedea un mare seceriș, trebuie să existe un recipient pentru acel mare seceriș. Ce este acest recipient? Recipientul este ucenicizarea. Am predicat în Egipt și mulți oameni sunt surprinși să audă că cea mai mare mulțime la care am predicat a fost în Egipt. Am predicat la 150.000 de oameni, folosind tehnologia modernă, și au fost cam 650 de locuri în care oamenii s-au adunat la aceeași oră și m-au ascultat predicând prin video. Și vă mărturisesc că mii de oameni au venit la Hristos în această țară care este predominant musulmană. Domnul a lucrat cu putere. Acum, unul din motivele pentru care Dumnezeu a lucrat într-un mod atât de măreț a fost că egiptenii aveau grupuri mici de ucenicizare puse la punct, astfel că în doar 72 de ore fiecare persoană care s-a pocăit a fost primită într-un mic grup de studiu biblic care i-a ajutat să crească în credința în Iisus Hristos. Domnul a lucrat cu putere, iar motivul pentru care a lucrat a fost că oamenii s-au pregătit cu acest burduf, iar burduful este ucenicizarea. Îmi aduc aminte când am mers să fiu păstor în Germania, lucrarea mea fusese în mare parte în evangelizare, dar eram pastor de 10 ani și am mers în Germania să păstoresc Biserica Baptistă Han, care era formată dintr-o comunitate de militari americani. Și cuvântul Han înseamnă cocoș, așa că am devenit pastorul Bisericii Baptiste Cocoșul din Germania. Vă sună cunoscut, nu-i așa? Eram acolo și slujeam acestor oameni care erau în mare majoritate cadre militare. În timp ce slujeam, am descoperit că oamenii nu erau foarte implicați și dedicați bisericii, câștigau oamenii pentru Hristos, dar ușa din spate era deschisă atât de larg încât mulți oameni care veneau ieșeau pe ușa din spate. Și mă tot întrebam ce nu-i bine. Și cineva mi-a spus de ucenicizare. Așa că într-o dimineață am spus în biserică: dacă este cineva care dorește să învețe, să umble cu Domnul, îl voi învăța cum să facă asta. Și dacă sunt femei aici care vor să umble cu Domnul, soția mea e aici. Și am stabilit o dată pe săptămână să mă întâlnesc cu 20 de bărbați, iar soția mea cu 20 de femei. Atunci am început să învățăm despre cum să aibă un timp de părtășie cu Domnul, cum să umble cu Domnul, cum să citească Biblia și să o studieze, lucrurile de bază ale vieții creștine. Bărbații au început să crească și femeile au început să crească. Iar când s-a întâmplat asta, planul nostru de evangelizare a fost simplu. Pe măsură ce oamenii creșteau, în mod natural, sau mai bine zis, supranatural, spuneau natural Evanghelia celor din jur. Pe măsură ce creșteau în Domnul și au început să umble cu Domnul, a fost ceva natural pentru ei să împărtășească altora credința lor în Isus. Așa că vreau să vă încurajez să deveniți ucenici mai întâi, să începeți să creșteți în umblarea cu Dumnezeu și pe măsură ce creșteți, înconjurați-vă cu oameni care abia s-au pocăit și învățați cum să umble cu Domnul. Iar pe măsură ce faceți asta, Biblia numește aceasta o lucrare de multiplicare. De fapt, în Cartea Fapte, biserica se tot înmulțea. Biblia folosește limbajul acesta, dar ajunge într-un loc unde spune: cuvântul se tot înmulțea. Pe măsură ce construim acest burduf al ucenicizării, cuvântul se va înmulți. Biserica noastră a continuat să crească fenomenal, pentru că am început să vedem cuvântul lui Dumnezeu înmulțit în viețile oamenilor. Asta e ucenicizarea, să crești în chipul lui Hristos și să-i ajuți pe alții să crească în asemănarea cu El. Nu vrei și tu asta?